Corvinul Hunedoara a fost gazdă pentru vicecampioana Croației la Sibiu în turul al doilea preliminar al Ligii Europa la fotbal. Prima repriză a fost echilibrată fără mari ocazii. Neacșa a avut prima șansă în minutul 3, dar nu a nimerit cadrul porții. Marco Pasalic s-a dovedit periculos, dar prima parte s-a încheiat tot cu un șut al lui Neacșa în diagonală, dar pe lângă poartă. După odihnă, Lupu a trimis cu capul peste poartă de la 9 metri la centrarea bună a lui Velisar. Autorul triplei în meciul jucat la Pax în Ungaria intrase pe teren la pauză. 3 minute mai târziu, croatul Hodza reia slab din centrul careului și portarul Lefter prinde balonul. Meciul s-a încheiat cu scorul 0-0. La final, antrenorul Corvinului, Florin Maxim, a precizat că ambele echipe au avut momentele lor de dominare. Un meci așa cum ne așteptam. I-am întâlnit în primul lor meci al sezonului. Știam despre ei că sunt o echipă foarte, foarte agresivă de la mijloc în sus. S-a adeverit și acest lucru. Dar, pe ansamblu, prima repriză cred că a fost a noastră, a doua repriză puțin echilibrată. I-am băgat și în joc la două faze când trebuia să gândim altfel fazele. Am avut o minge la Manolache, o minge la Fane, dar pe ansamblu eu zic că a fost un meci echilibrat între două echipe bune, între două echipe care au jucat fotbal. Și păstrăm șansele pentru calificare.